Frați și surori. Aceia dintre dumneavoastră care vă permiteți uh, câtă vreme suntem flămânzi duminica dimineața, nu ne arde de vorbe. Dar, după ce burta e plină, hai să analizăm cum a fost astăzi la biserică. Și în multe familii de pocăiți, duminica la amiază, se mănâncă păstori prăjiți. Printre noi, pentecostalii, circulă uh, discuțiile astea când ne întâlnim: Ai Duhul. E bună întrebarea, dar ar trebui să continue după 20 de ani de pocăință așa. Te mai are Duhul Sfânt? Te are Duhul? Ai Duhul? Da, am. Am, am semnul, da? Dar Duhul Sfânt te are? Duhul Sfânt se retrage din viața unui om care îl dezonorează pe Dumnezeu? Duhul Sfânt se retrage din viața unui om care nu mai are roadele neprionite ale Sfinților și care, ale cărui fapte sunt incompatibile cu Sfințenia lui Dumnezeu. Frați și surori, soți și soții, nu vă mai înțelegeți în familie? Nu se mai înțelege mama cu copilul? Nu se mai înțeleg frații între ei, surorile între ele? Să tot se ceartă că mi-e la fusta, că mi-e la pantofi și nu se mai înțeleg între ei? Acolo unde nu mai este Dumnezeu, apare satana și intră și face ravagii. Numele meu este Onisim Botezatu, m-am născut în Onești, județul Bacău. Am înțeles că sunt și din familia Ghionoi aici. Am crescut în Comuna Dofteana, iar de 19 ani sunt în Arad și vă salut în numele Bisericii Betleem din Arad. Domnul să vă binecuvinteze! Știu și asta, că sunteți mulți arădeni aici, Domnul să vă întărească pe toți. Ce să zic, mă simt privilegiat să fac parte din această echipă, din această brigadă de slujitori minunați, consacrați, S-a nimerit să fiu și eu cu dânsii în seara aceasta aici, datorită lui Paul Bârsan, colegul meu de facultate, pe care nu l-am văzut de 15 ani de zile, abia aștept să-l strâng în brațe, că mi-era dor de el. L-am văzut și pe fratele Gabi Gorce acolo, numai ce a fost la noi, la Betleem, la Arad. Vă salutăm pe toți, în numele Betleemului avem un salut special și anume har și pace de la Dumnezeu. Dacă vă veți lupta pentru pace, veți avea har. Dacă veți căuta slavă și alte lucruri, veți avea probleme. Așa că doriți-vă pace. Îngerii spuneau, slavă doar în cer, pe pământ, doar pace între oameni plăcuți lui. Vrei să cauți slava pe pământ? N-ai nici pace, nici slavă. Frați și surori, suntem în fața cuvântului lui Dumnezeu. Biserica Betleem, ce să zic, în urmă cu 5 ani nu exista. Am început 5 familii. Dumnezeu ne-a dat mare biruință. În joia mare vrem să ne mutăm în Biserica Nouă, construită pe un teren primit de la statul român, aproape un hectar cu ce-am mai cumpărat noi pe lângă. Anul trecut ne-am apucat în august. Până aici a fost mai greu, de aici încolo e și mai greu. Dar cel care ne-a ajutat până aici ne va ajuta și pe mai departe. Și ne vom muta cu ajutorul Domnului o biserică mare, o mie de metri pătrați, cu grădiniță, cu multe, multe, multe alte uh, lucruri. Am înțeles din Biblie și din descoperirile lui Dumnezeu că Duhul Sfânt nu vine așa oricum, El trebuie cerut. Și spune cuvântul Domnului, zice Domnul Iisus, care dintre voi, care tată, face trimitere la uh, afecțiunea paternă? Dacă îi, cere tatăl, uh, dacă îi cere copilul lui o pâine, să-i dea o piatră. Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește. Sau uh, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie. Matei 11 11. Păi zice, dacă voi care sunteți răi, nu faceți asta pentru copiii voștri. Cu cât mai mult tatăl vostru, auziți aici, va a dat Duhul Sfânt cui? Celor ce l cer. Adică Duhul Sfânt trebuie cerut, frați și surori. Și vreau să citesc două versete. După ce a trecut Ilie, a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac. Ai în față un cec în alb, orice dorință treci pe el, ți se îndeplinește imediat. Înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru cer, Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit la, de tine la cer, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Adică cererea noastră trebuie să fie potrivită cu clauzele lui Dumnezeu. Iar clauzele lui Dumnezeu sunt exigente. De săptămâna viitoare, din 14 ianuarie, voi începe o serie de predici la Betlehem care se vor numi exigențele lui Dumnezeu. Ne-am culcat în ultima perioadă pe urechea Harului Divin. Lasă că Domnul ne îmburdă în rai cumva și va fi cumva. Frați și surori, aș vrea să mai facem referire la exigențele lui Dumnezeu, la dreptatea lui Dumnezeu, la gelozia lui Dumnezeu și aș vrea să mă opresc în dreptul câtorva gânduri. Înainte de asta vreau să vă rog pe dumneavoastră să nu uitați niciodată, tineri dragi și dumneavoastră, să nu uitați că sunteți români. Atât. Români în Canada, binecuvântați de Dumnezeu, 200 de mii de copii ai românilor nu mai știu să vorbească o boabă românește. Și asta mă doare. Și așa suntem puțin ca, ca nație, frați și surori. Eu am observat câteva lucruri și vreau să vi le spun și dumneavoastră. Fiecare vă veți încadra în una dintre aceste categorii de oameni. La unele dintre ele îmi doresc să nu faceți parte niciunul, iar la unele îmi doresc să faceți parte toți. Iată că trebuie să fim foarte serioși când vine vorba de pocăință și de Dumnezeu. Prima categorie de oameni pe care am întâlnit-o în viața mea și pe care o avem în Biblie sunt oamenii mânați de Duhul Sfânt. Oamenii mânați ci că mântu mașina, dă să mai mân eu. Nu, mașina se conduce, nu se mână. Se mână calul. Am mânat calul aproape mai mult decât am condus mașina. Exagerez și eu că n-am mânat eu calul 1.200.000 de kilometri. Dar ă, am mânat. Când vine vorba de a mâna, animalul se mână cu un bici. Și pe alocuri a mai trebuie atenționat ă, acel ă, animal de trăsură. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Simeon, mânat de Duhul Sfânt, s-a dus în templu. Mânat. Cumva, ce face aici Simeon? Bună dimineața, Doamne! Aștept izbăvirea lui Israel. Du-te la templu că s-a născut Mesia da, Mesia s-a născut, Simeon, du-te repede, Doamne, da stai, da, chiar, adică, chiar acum să se împlinească, Simeon, și parcă îl mână, îl împinge așa, fugi, și cu puterile pe care el le-a avut, a fugit la templu. Gândiți-vă că la un moment dat era Filip la Marea Trezire din Samaria și zice, vine Îngerul Domnului și îi spune, Filip, du-te în fâșia Gaza și acolo vei găsi un om, un demnitar de stat care trebuie să fie botezat numai decât. Dar Doamne, dar eu sunt la stăruință aici, e Marea Trezire în Samaria, uite fetele alea cum sunt botezate cu Duhul Sfânt, uite băieții aia, dar trimite pe altul care stă degeaba, care poate stă și să uită la meciul cu România sau altceva. Păi zice, zice îngerul, pe cum să-l trimit pe el? Să, să, fie atentat suicidal? Adică eu nu pot să trimit un om când am nevoie de o lucrare. Dumnezeu se uită din înaltul cerului spre fiii oamenilor ca să vadă pe cei a căror inimă este întreaga lui. Frați și surori, când Dumnezeu are nevoie de un om, alege un om plin de Duhul Sfânt și îl pune în lucrarea lui. O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar vreau să înțelegeți un lucru: s-ar putea. Era Lot în Sodoma, și vine îngerul și spune: uh, Cei doi oameni, îngeri trimiși de Dumnezeu, Lot, ieși că vine prăpădu. Da, da, stai un pic, stai că uh, să mă duc până la ăla, stai numai puțin să văd uh, dacă am lăsat totul. Uh, Lot, ieși că vine, vine. Da, și zice că oamenii aceia l-au luat pe sus cu sila și l-au împins. S-ar putea să fii băiat și fată care vii în casa lui Dumnezeu, te-ai născut într-o familie de credincioși și zici, lasă că am vreme. Nu aștepta să te mâne Duhul Sfânt la adunare. Dumneavoastră ați observat când vine vorba de o inițiativă bună, parcă trebuie împinși așa de la spate hai fraților, hai să mergem, haideți și marța la rugăciune, hai. Nu aștepta să vină nuielușa lui Dumnezeu să te mângâie, nu alta nu aștepta să vină toeguțul lui Dumnezeu să te mângâie nu zic altceva, nu aștepta să fii împins de Duhul să fii mânat de Duhul și avem o metaforă uh, hiperbolică, un pic exagerată și spune clar cuvântul Domnului nu fiți ca un cal sau ca un catâr pe care îl strunești cu un frâu și cu o zăbală cu care îl legi ca să nu se apropie de tine? Pentru ce ar trebui să ne mâne, știu eu, un dosar penal, dragi băieți și fete? Pentru ce ar trebui să ne mâne, mâne o supradoză de droguri? Pentru ce ar trebui să ne mâne problemele penale să ne întoarcem la Dumnezeu? Îl rog pe Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute să ne pocăim și să nu fie nevoie Dumnezeu să ne împingă, să ne mâne la Pocăință. asta e o categorie de oameni. Îmi doresc, dacă Dumnezeu, în ultimă instanță, că nu mai e nimic de făcut, apelează la varianta asta, să împingă Domnul cu orice chip sufletele acelea să fie mântuite. Dar mai este o categorie de oameni. Cârmuiți de Duhul Sfânt. E frumos. A fi cârmuit de Duhul Sfânt, imaginați-vă un vapor care are o cârmă. Și cârmaciul are o busolă și consultă busola, consultă nordul, consultă toate lucrurile astea. Are o traiectorie, are un GPS, are o destinație, are niște repere, are farul de coastă, ține legătura cu cei de pe, de pe, de pe mal. Aș vrea să înțelegeți un lucru, e fascinant să fii cârmuit de Duhul lui Dumnezeu. Asta știți ce înseamnă? Să-L consulți pe Dumnezeu. Oameni care nu acționează până nu-L consultă pe Dumnezeu. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 9 cu 6? Îl vor numi minunat, ziceți dumneavoastră. Nu sfeșnic, ci sfetnic, dacă citiți atent. Sfeșnic e una, sfetnic e alta. Știți ce înseamnă sfetnic? Consilier de nădejde. Știți ce înseamnă sfetnic? Sfătuitor duhovnic. În momentul în care, înainte de a lua o decizie generală, principală, importantă în viață sau mai puțin importantă, tare mult se bucură Dumnezeu ca Tată când vin și spun, Doamne, care-i voia ta? Doamne, ce vrei să fac? Doamne, care este direcția în care trebuie să merg? Este atât de elegantă această idee, este extraordinară. Să fii. Cârmuit de Duhul lui Dumnezeu, să-ți dorești să te conducă Dumnezeu, să-ți dorești să intri în căsătorie, cârmuită de Dumnezeu, cârmuit de Dumnezeu, lucrul acesta este extraordinar. Și ce spune la un moment dat în uh, faptele Apostolilor? zice, după ce am stat înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și post, s-a părut nimerit, aș fiți atenți, Duhului Sfânt și nouă. Adică există o entitate, există o autoritate a Duhului Sfânt și o autoritate a Adunării Generale. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, frați și surori. Aceea dintre dumneavoastră care vă permiteți câtă vreme suntem flămânzi duminica dimineața, nu ne arde de vorbe. Dar după ce burta e plină, hai să analizăm cum a fost astăzi la biserică. Și în multe familii de pocăiți, duminica la amiază, se mănâncă păstori prăjiți. De ce ar trebui să fie asta? Aș vrea să înțelegeți un lucru. S-a părut nimerit și Duhului Sfânt și ție să-ți dai cu părerea despre Comitetul Bisericii? Ceea ce ți se pare ție nimerit ca soră, se pare nimerit și Duhului Sfânt? Ceea ce vorbim este proporțional, se potrivește și Duhului Sfânt? O, pe păi dacă există o, un raport de echilibru între ceea ce gândesc eu și ceea ce gândește Duhul Sfânt, este foarte bine. Pentru că, dragilor, un om botezat cu Duhul Sfânt, un om călăuzit de Duhul Sfânt, un om cărmuit de Duhul Sfânt, ajunge să dezvolte anumite atitudini duhovnicești și încep să gândești ca Dumnezeu. De aceea spune, spune Apostolul Pavel în Filipen 2. Să avem în noi ce? Gândul acesta care era și în Iisus Hristos. Încep să gândești ca Dumnezeu. Când am început să văd pe oameni prin ochii lui Dumnezeu. Frați și surori, sunt atât de frumoși oamenii pentru că au echipul lui Dumnezeu. Atât de greu renunță Dumnezeu la un om. Un om despre care poate că noi zicem e de doi bani, poate e un gunoi sau știu eu ce metafore mai folosim. Știți cât de greu renunță Dumnezeu la un om pentru că se uită la el și îl vede pe cruce, pe Fiul lui cu mâinile întinse, care se roagă și zice: Tată, iartă -i că nu știu ce fac. Îl rog pe Dumnezeu ca să ne ajute să vin încârmuiți de Duhul Sfânt și să-i vedem pe oameni prin ochelarii Lui Dumnezeu, prin inima Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Asta e a doua categorie de oameni. Oameni încârmuiți de busola Duhului Sfânt. Mai e o categorie de oameni și n-ați vrea să auziți asta, dar trebuie să o auziți și vai de mine dacă nu vă fac cunoscut. Oameni abandonați de Duhul Sfânt. Printre noi, pentecostalii, circulă e, discuțiile astea când ne întâlnim, ai Duhul? E bună întrebarea. În sensul dacă ai experimentat e, botezul în Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt. Dar ar trebui să continue după 20 de ani de pocăință așa. E, te mai are Duhul Sfânt? Te are Duhul? Ai Duhul? Da, am. Am, am semnul, da? Da, Duhul Sfânt te are. Și m-am uitat în Biblie și m-am cutremurat. Am observat că Duhul Sfânt este atât de curat încât nu suportă să stea acolo unde nu este caracter. Acolo unde este compromis și nelegiuire. Și știți ce face? Cu eleganță se retrage. Se retrage. Stă Samuel o noapte întreagă în rugăciune. Să te rogi o noapte pentru un singur om. Și se roagă și se roagă, Doamne, dar e Saul, dar e mai înalt cu un cap decât toți, Doamne, dar e împăratul, dar eu l-am uns, dar ce vă zice poporul? Și spre dimineață vine Dumnezeu la el și spune, Saul, nu te mai ruga, m-am dezis de Saul, l-am lepădat, L-am abandonat pe Saul pentru că Saul m-a abandonat, m-a necinstit în fața poporului, m-a necinstit în fața uh, dușmanilor, Saul nu mai are legătură cu mine, Saul nu mă mai iubește, Saul nu mai iubește rugăciunea și m-am dezis de Saul. A, deci Duhul Sfânt uh, se retrage, zice la un moment dat, și ce am observat? Când ai putere, există niște unde ultra scurte ale Duhului Sfânt pe care Biserica lui Isus Hristos, printr-o intuiție superioară, simte prezența lui Dumnezeu în adunare. Când nu mai avem putere, vorbim frumos despre putere. Uitați-vă la uriașul Samson, cu toate că după descriere nu era foarte impunător fizic zice un verset acolo, toți se mirau de unde vine puterea asta. Asta arată că era cam pipernicit așa fizic, nu promitea prea mult. Nu vi-l imaginați așa cum apare în filme, cred că era mai slăbuț așa. Și stă el așa cu bicep și încordați și zice Dalila, filistenii sunt asupra ta, Samson, auziți la el. <laughs> da, zice, nicio problemă. O predică în trei puncte, o fac imediat pe loc. Punctul numărul unu, mă voi scula. Punctul numărul 2, mă voi încorda, citiți numai să veți. Punctul numărul 3, vor crăpa funiile de pe mâinile mele. Doar că există o virgulă acolo și spune așa, el nu știa că Domnul îl părăsise. Duhul Sfânt se retrage din viața unui om care îl dezonorează pe Dumnezeu. Duhul Sfânt se retrage din viața unui om care nu mai are roadele neprionite ale Sfinților și care, ale cărui fapte sunt incompatibile cu Sfințenia lui Dumnezeu, categoric da! Frați și surori, Duhul Sfânt se retrage. Știți, este atât de important, spune Domnul Iisus Hristos așa, sarea este bună, mâncarea fără sare este pentru bolnavi care țin dietă. Dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, prin ce își va recăpăta ea puterea înapoi? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Era pusă la intrare în, în, în casă, așa cum punem noi covorașul acela pe care spune Welcome, era sarea pusă și musafirii să ștergeau de picioare. Ea nu mai avea putere de a săra prin condițiile improprii de depozitare, prin timpul îndelungat de nefolosință, își pierdea puterea de a săra. Frați și surori, mai suntem noi sarea pământului? Vorbele noastre mai sunt ele fără cusur și drese cu sare? Sau am început să glumim cu două înțelesuri? Sau am început să vorbim ce nu trebuie? Îl rog pe Iisus Hristos să sfințească vorbirea noastră. Jăraticul Duhului Sfânt să se atingă de buzele noastre. Și iată să zică Dumnezeu, atingându-se cărbunele acesta de buzele voastre, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul bârfei este ispășit. Și eu iau măsuri și nu mai fac lucrul acesta. Doamne ajută-ne la aceasta. Aș vrea să știți că la un moment dat David a zis, Doamne, dacă pierd un război, nicio problemă. Dacă pierd una sau alta, dacă pierd electorat, nici asta nu e o problemă. Dar ram rugăminte înaintea ta și te rog un lucru nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Iubită Biserica lui Iisus Hristos, o întrebare. Din momentul în care Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt, când a fost ultima dată când te-ai rugat? Doamne, uite, m-am agitat la adunarea aia generală. Am deschis gura cât un hipopotam și am crezut că eu le știu pe toate. în momentul în care sora m-a provocat, am scos vorbe care nu trebuie din gură. Doamne, te rog un lucru, poate că mi-am pierdut încrederea în fața ei, dar am o rugăminte, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Iubiți frați și iubite surori, în numele Lui Isus Hristos, haideți să rugăm pe Dumnezeu în seara aceasta. Doamne, nu lua de la noi Duhul Sfânt. Pentru că David înțelege că atunci când se retrage entitatea Duhului Sfânt din viața noastră, rămâne epava, rămâne un cadavru, rămâne un putregai fără viață. Și zice, nu cei morți laudă pe Domnul, ci noi cei vii. Și vorba lui Avetozer, viu în Duhul, noi cei vii în Duhul, lăudăm pe Domnul. Și să zicem, cu toată adunarea, lăudați să fie Domnul. Oameni, abandonați de Duhul Sfânt, dacă în seara aceasta ești aici și s-ar putea în mintea ta să ai impresia că poți să-L înșeli pe Duhul lui Dumnezeu, ca Anania și Safira, și să-L minți pe Duhul Sfânt. Îl rog pe Dumnezeu din toată inima și cu durere și cu empatie să nu ia Duhul Sfânt de la tine, ci să rămână Duhul Sfânt peste noi ca să nu ne topim. Știi ce spune Biblia în Romani 1 despre Sodomiți? De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor blestemate. Și ce înseamnă asta? I-a abandonat. Dumnezeu s-a dezis de ei din pricina nelegirilor, pentru că l-au necinstit pe Dumnezeu și au necinstit propriile trupuri. Au schimbat slava lui Dumnezeu, s-au crezut înțelepți fără Dumnezeu și au înnebunit. De aceea Dumnezeu i-a lăsat, i-a abandonat. Frați și surori, soți și soții, nu vă mai înțelegeți în familie? Nu se mai înțelege mama cu copilul? Nu se mai înțeleg frații între ei, surorile între ele? Să tot să ceartă că mi a la fusta, că mi-e la pantofi și nu se mai înțeleg între ei? Aș vrea să știți un lucru. Acolo unde nu mai este Dumnezeu, apare satana și intră și face ravagii. Sângele lui Isus Hristos este aici să ne curățească de orice păcat și numele lui Isus Hristos să fie mustrat orice duc de tulburare din casele și familiile dumneavoastră. Și încă două categorii și închei. Eventual cu o poezie, dacă timpul mai permite. Oameni monopolizați de Duhul Sfânt. Ați auzit de asta? Auziți aici. În urmă cu câteva, cu o și ceva de ani, s-a organizat o evangelizare și în procesul de organizare s-au adunat păstorii biserici, o biserică mare din America și au zis, pe cine chemăm? Și zice unul dintre păstori, propun să-l chemăm pe Moody. Dar pastorul coordonator, că... Uneori este și poate invidie și la nivel înalt. Și zice, uh, uh, ce tot atâta a Moody, domnule, ce tot atâta a Moody? Dar ce? mudi are monopol asupra Duhului Sfânt? O oh, frate păstor, zice, nu, nici vor. De altfel, uh, niciun om nu poate avea monopol asupra Duhului Sfânt. Însă, se pare că Duhul Sfânt are monopol asupra lui mudi. Frați și surori, oamenii lui Dumnezeu. D Dumnezeu are nevoie de oameni pe care să-i monopolizeze prin Duhul Sfânt, adică să-i conducă. Caut printre ei un om. Păi cum cauți un om? Dar îs, două milioane în București, în Ierusalim, dar să atâția, mă, tu nu înțelegi, eu caut un om pe care să, care să asculte numai de vocea mea, să nu țină cont de oameni. Oameni monopolizați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Zice Ezechiel, am intrat până la glezne, apoi până la genunchi, dar tot eu țineam controlul. Apoi până la brâu, jumătate în lume, jumătate afară, Apoi până la gât, apoi zice pluteam în Duhul. Știți ce înseamnă să fii monopolizat de Duhul Sfânt? Paharul meu este plin de dă peste el. Și ce am observat în ultima vreme? Un creștinism minimalist. Domnule, am puțin acolo, eu am puțin, Doamne, puțin mi-a mai rămas. Mi am pierdut, am rămas trăin în călător, n-am nimic, nu mai am nimic, Doamne. Vreau să înțelegeți un lucru. În vechime, Duhul Sfânt venea sporadic peste proroci și se retrăgea. Dar în vremurile din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu. Și în vremea din urmă a turnat din Duhul Sfânt, frați și surori. Știți ce înseamnă a turna, înseamnă abundență, înseamnă belșug, înseamnă mult. Și oamenii se vor hrăni din belșug, din supraplin. Îl rog pe Dumnezeu în seara aceasta să deschidă zgazurile cerului și să toarne Duhul Sfânt peste adunare. Avem nevoie să fim plini de Duhul Sfânt, ca soți, ca preoți în casă, ca soții, ca slujitori ai altarului, în calitate de cântăreți. Ungerea Domnului să fie peste noi. De aceea, Zice Isaia: Iată-mă, trimite-mă. Zice Domnul Isus: Vin eu în sulul cărții, este scris despre mine, vreau să fac voia ta, fără să mai pun condiții. Oameni monopolizați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oameni care sunt conduși. E un nivel spiritual înalt la care sper vreodată în viața aceasta să mă ajute Dumnezeu, să trăiesc la nivelul acesta, să mă trezesc dimineața și să mă trimită Duhului Dumnezeu și cum am mai făcut-o în viața aceasta și în viața dumneavoastră. Iar în final, aș vrea să știți că există o categorie de oameni, doresc tot să fiți așa, așa nume, oameni edificați de Duhul Sfânt. Auziți aici, vine Dumnezeu și spune Ilie mă, tu m-ai slujit pe mine când tot poporul era împotriva ta. Tu ai, fost împot ai mers împotriva curentului. Și când ai fost amenințat de Izabela, tu ai rămas credincios, mă, Ilie. Fii atent, vezi că mâine la 11 fără 20, trimit carul care trece și prin stația ta, pregătește-te că vii aici la mine sus. Și l-a răpit Dumnezeu la cer într-un mod antigravitațional, într-un mod inexplicabil, care depășește toate, toate, frontierele logicii noastre. Iisus Hristos este răpit la cer. Uh, Ilie este răpit la cer. Ajunge și la Domnul Iisus. Zice la un moment dat Dumnezeu, Filip, du-te, fugi tu și ajunge carul. El a fugit. Bun, Ilie, uh, Filip, hai să spun o treabă. Mă, dacă n-ai pus condiții, mă, nu te-ai uitat dacă mașina aia are climă sau dacă nu știu ce, dacă poate. Mă, fii atent, dacă tu ai făcut treaba asta, dragă Filip, acum vreau să te, să te teleportez până la azot. Și zice, Duhul l-a răpit pe Filip și l-a dus în altă parte. Atâtea condiții punem lui Dumnezeu, oameni edificați de Duhul Sfânt. Zice Dumnezeu, Daniele, om prea iubit și scump, pentru că am lăsat în tine Duhul Dumnezeului celui prea înalt, vino aici să-ți descopi tainele viitoare. Fără revelația lui Daniel, n-am înțelege aproape nimic din Apocalipsa. Îi descoperă Dumnezeu jumătate de Apocalipsă, vino aici! Zice, zice Domnul Isus Hristos lui Pavel Pavele? mă prigonea din oară, hai aici puțin la mine. Îl răpește Dumnezeu în al treilea cer. Îi arată răsplătirile lui Dumnezeu, revelația lui Ioan, când era acolo exilat din cauza credinței, excomunicat. Îi descoperă Dumnezeu toată apocalipsa, pentru că oamenilor pe care Dumnezeu îi iubește și oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu le descoperă niște taine care nu sunt accesibile oamenilor de rând. Iubiți slujitorii altarului, stați la dispoziția Lui, Dumnezeu. Placă-vă plinătatea Duhului Sfânt. Placă-vă studierea cuvântului lui Dumnezeu. Placă-vă prezența lui Dumnezeu în casa dumneavoastră, în biroul dumneavoastră. Iar în final, spune Domnul Iisus Hristos, Zice, zice Pavel când a venit din cer și le zice tesalonicenilor, dragilor, știți cum va fi? Mi-a zis Isus, dar așa numai în taină. Uitați cum va fi. Însuși Domnul cu grasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va veni din cer și se va auzi o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și ne-a mai zis Domnul Isus Hristos că noi cei vii, care rămânem până la răpire, vom fi răpiți dar, în drumul nostru spre cer, avem un indicator ce dea zătrecerea. vor învia cei morți în Hristos, apoi le dăm prioritate, apoi noi ce vii după ei, așa că mă vă aceia dintre dumneavoastră, care ați pierdut pe cineva drag, poate un copil printr-o sarcină ă, ă, care nu a ajuns la maturitate, poate o mamă, poate soție, soț, copil, nu știu ce ați pierdut. Am o ei vor avea prioritate și noi după ei, pentru că Isus Hristos ne va edifica la final în împărăția sa. Slăvi să fie Domnul pentru aceasta. Permiteți-mi să închei cu o poezie. Aș vrea să înțelegeți că poezia aceasta ne motivează pe fiecare dintre noi să luptăm până la capăt și Dumnezeu din cer să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amen! Nu uitați de frații voștri ce strigă de sub altar. Nu în Zadar s-au dat ei jertfă și nici martori în Zadar. Ei format au doar ideea, dar finala va rămâne să traseze toți ceea ce surmașii lor în lume. Voi clădiți astăzi zidirea pe aceeași temelie. Fiți dar pil de azi în lume prin umblarea voastră vie. Nu uitați ce aveți de lucru și că holdele sunt mari. Nu uitați că e mult de lucru, însă lucrătorii sunt rari. Mii de holde părăsite, mii de holde zac în scai, mii de inimi sunt răcite cite și se cred că merg spre rai. S-a răgit parcă și firea. Rar unde auzi prin lume de credință revărsată în ziua de cinzecime. E ușor să privești schița cu lucrarea din vechime. Însă faptele și viața ne lipsesc pe zi ce vine. E ușor să vezi martirii numeroși din sulul cărții. Însă calea mântuirii va plăti tot prețul morții. Deci vegheați întotdeauna ca să treceți prin ispită. Că e timpul când Satana caută mai mult să înghită. De stați azi în nepăsare când vedeți lupi în turmă, de la har și din putere vom ajunge iar la formă. Cei credința, temelie ca profeții din trecut. Faceți din credința vie, chiar și în fața morții scut. Nu vă temeți în lucrare, și atunci când va lungă, poți să fie crematoare că sunt Îngeri să le stingă. Nu e zid, Nu e putere, nu-i nimic pe acest pământ ca să stea să se oprească. Pună și să învingă Duhul Sfânt. Iată, a început ploaia târzie, tot poporul e în lot, răspândiți până cu mâna, mergeți toți la semănat. Duhul Sfânt pe fiecare să vă umple cu al său dar, căci credința noastră vie nu stă în vorbe, ci în har, nu în vorbe și în tradiții, nu în vorbe omenești, ci în vindecări și semne și minuni dumnezeiești. Când veți trece cam vechime și prin apă și prin nor. Vă divulgă cinzecimea că sunteți urmașii lor. Voi care ați gustat odată din puterea viitoare, faceți iar să se aprindă harul în orice adunare, să îndemnați la stăruință, să îndemnați la rugăciune, să luptați pentru credința ce s-a dat odată în lume. Căci creștinul care umblă prin și zi și noapte e ca trupul fără suflet, ca și credința fără fapte. Puneți-i pe toți la lucru și pe tine și bătrâni, căci acesta e salutul ce se împarte între creștini. În curând, sosiva ceasul, când vom ajunge acasă, vom vedea atunci pe Domnul și vom sta cu El la masă. Un cer vom forma cu toții, cei de sus și cei de jos. Și în curând cu toți creștinii, preamării vom pe Hristos. Iar salutul revederii vi-l redăm la fiecare. Duceți pacea în biserici și la orice adunare. Amin.